Doamnelor, domnilor, stimate colege, stimați colegi, vă rog să-mi permiteți să vă prezint câteva aspecte privind evoluția principalelor specii de insecte dăunătoare culturii porumbului din diferite sisteme de lucrări ale solului la Stațiunea de Cercetări și Dezvoltare Agricolă Turda. Pe această cale aduc mulțumiri colaboratorilor pentru realizarea acestei lucrări, de asemenea și colectivului de la Laboratorul de Agrotehnică pentru ajutorul acordat. După cum știm cu toții, cultura porumbului creează condiții optime pentru dezvoltarea și menținerea în cultura mai multor dăunători, dintre care un dăunător vechi, dar de mare actualitate, spre teritoriul porumbului, peste pragul economic de dăunare. Atenția majorității agricultorilor, celor implicați în cultivarea porumbului, a fost îndreptată în general asupra altui dăunător periculos, viermele vestic a rădăcinilor de porumb, care a fost și el prezent în cultura porumbului în ultimii ani destul de semnificativ. Situația din ultimii ani tinde să specifice faptul că, cel puțin în zonele de centru, centru-vest, nord-vest, sud-vest, a fost semnalat un atac masiv despre teritoriul porumbului, informații primite de la fermierii din zonele respective. În ultimii ani s-a observat o înmulțire a acestui dăunător, înregistrându-se în mai multe zone din Transilvania, în perioada 2010-2012, un atac cuprins între 27,1 și 97,3, ceea ce a determinat atât pagube directe cât și indirecte. Această situație de revenire a atacului dăunătorului foarte semnificativ în ultimii ani ar putea fi determinată de două cauze, cum ar fi condițiile climatice din mai, iunie, iulie, perioada în care dăunătorul depune ponta și are loc apariția larvelor. O explicație ar fi că aceste condiții climatice s-au schimbat în ultimii ani și nu se mai încadrează tiparul ultimelor decenii. De aceea, atacul de ordine anubilare se poate realiza cu o intensitate diferită de la un an la altul. A doua cauză ar putea fi toleranța hibrizilor la atacul dăunătorului. Hibrizii care au fost notați ca toleranți sau mijlociu toleranți la atacul dăunătorului pot fi notați foarte slab toleranți sau sensibili în anii favorabili dăunătorului. Explicația ar fi că acest dăunător preferă căldura și nopțile ploioase și puțin călduroase. Chiar dacă sunt ploi și vânt în timpul zilei, ponta nu este influențată negativ. Doar dacă larvele încep eclozarea. Atunci mai pierd din ele, dar nu în totalitate. Cum ponta este depusă eșalonat, este clar că în cei 3 ani luați în studiu, nu este influențată negativ dinamica populației de ostinea nubilalis. S-a observat o înmulțire a acestui dăunător. Material și metodă. Cercetările s-au efectuat la Stațiunea de Cercetări și Dezvoltare Agricolă Turda în perioada 2010-2012 în cultura de porumb, în cele două sisteme de lucrări ale solului, cel convențional arat și cel cu lucrări minime ale solului nearat, și au constat în observații și determinări privind monitorizarea, ambudența, dominanța celor mai importanți dăunători. Monitorizarea și ambudența s-au realizat prin amplasarea de capcane cu feromon sexual pentru dăunători, Diabrotica vicifera vicifera, Ostinia nubilalis și Autografa gamma. Capcanele cu feromon sexuale au fost amplasate la o distanță de 50 de metri între ele, varianta feromonală schimbându-se la 30 de zile, plăcile adezive la 2 săptămâni, iar observațiile s-au efectuat săptămânal. Monitorizarea sau dinamica speciilor urmărite este redată sub forma curbelor de zbor. Abundența reprezintă numărul total al indivizilor speciilor înregistrate la capcanele cu feromon sau alte capcane, dintr-un anumit loc, la o anumită dată. Dominanța arată procentul de participare al fiecărei specii în cultură și exprimă relația efectivului unei specii cu suma indivizilor celorlalte specii asociate. Acest indicator se calculează după o formulă a lui Simionescu, unde numărul total de indivizi ai speciei A ori 100 supra numărul total de indivizi ai tuturor speciilor colectate. Clasele de dominanță includ specii a căror procentul de participare este redat în mai jos. Cele mai importante sunt speciile eu-dominante, a căror procent de răspândire este mai mare de 10,1%. Dinamica speciilor menționate, precum și analiza unor parametri ecologici, abundența și dominanța speciilor înregistrate în capcanele cu feromon sexual, în cele două sisteme de lucrări ale solului, arat și nearat, în cultura de porumb, constituie obiectivul acestei lucrări. Privind rezultatele obținute, aș dori să ne oprim în primul rând la condițiile climatice. Sub aspect termic, lunile iunie, iulie și august, perioada în care s-au efectuat observațiile privind evoluția dăunătorilor în cei 3 ani studiat, au fost călduroase.
Iar pluviometric, lunile iunie din 2010 și 2011 au fost excesiv de ploioase, iar în 2012 puțin secetoase. Luna august în 2010 a fost puțin secetoasă, excesiv și foarte secetoasă în anul 2011, respectiv 2012. În condițiile climatice menționate, cei mai importanți dăunători din cultura de porumb, Diabrotica vicifera vicifera, Ursinia nubilare și Autografa gamma, sunt prezenți în ambele sisteme de lucrări ale solului, arat și cu lucrări și nearat cu lucrări minime ale solului, într-un număr semnificativ. Se remarcă ușoară o abundență sistemul cu lucrări minime nearat la toți dăunătorii menționați. Cea mai mare abundență se remarcă la dăunătorul Diabrotica vicifera vicifera în sistemul cu lucrări minime nearat. O explicație ar fi că acest dăunător iernează în stadiu de ou în sol, nefiind deranjat cu absolut nimic. Atât în sistemul convențional arat, cât și în sistemul cu lucrări minime nearat, zborul adulților de Autografa gamma a început încă din luna mai, intensificându-se în luna iunie, perioada în care, pe lângă speciile autohtone, apar și cele venite din sudul Europei, emigrate spre nord. Primul zbor maxim s-a înregistrat la sfârșitul lunii iunie, apoi a urmat o creștere a numărului de adulți, iar în prima decadă a lunii august s-a înregistrat al doilea maxim de zbor. Adulții de Ursinia nubilalis sunt prezenți în cultura de porumb încă din prima decadă a lunii iunie, înregistrând maxim de zbor în prima decadă a lunii iulie, sfârșitul de decadă întâi a lunii iunie și începutul decadei a doua a lunii iunie, menținându-se în cultură până în septembrie-octombrie, dar în număr mai redus. Zborul adulților de Diabrotica vicifera vicifera începe din decada a treia a lunii iunie, înregistrând maximul de zbor în luna iulie, sfârșitul decadei a treia, începutul lunii august, menținându-se în cultură până în septembrie-octombrie, dar în număr mai redus. În concluzie, zborul maxim al speciilor menționate, atât în sistem convențional cât și în sistemul cu lucrări minime ale solului, s-a înregistrat în aceeași perioadă. Diferă doar numărul lor, care este ușor mai ridicat în sistemul cu lucrări minime nearat. Din analiza parametrilor ecologici, abundența și dominanța, reiese faptul că cele mai importante specii de insecte dăunătoare culturii porumbului, Diabrotica vicifera vicifera, Ursinia nubilalis, Autografa gamma, din ambele sisteme de lucrări ale solului, sunt încadrate în clasa de dominanță de 5, specii eu-dominante, adică procentul de răspândire este peste 10,1%. În sistemul cu lucrări minime nearat, pe lângă aceste specii menționate, se remarcă și buha semănăturilor, Agrotis egeptum, a cărui procent de răspândire este peste 10,1%, fiind încadrat în aceeași clasă de dominanță de 5 specii eu-dominante. În cele două sisteme de lucrări ale solului, cel convențional arat și cel cu lucrări minime nearat, ponderea speciilor colectate la capcanele cu feromon sexual de sinteză este repartizată în mai multe clase de dominanță, cea mai reprezentativă fiind clasa de dominanță de 5, specii eu-dominante, care este într-un procent ușor mai ridicat în sistemul cu lucrări minime nearat, 87,8%, față de cel convențional, 81,2%. Aceste specii eu-dominante cuprind cele mai importante specii dăunătoare culturii porumbului și sunt reprezentate în figurile de mai jos. La Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda, în cadrul colaborării interdisciplinare dintre amelioratori și entomologi, s-au abordat o serie de cercetări în decursul anilor privind comportarea diferiților hibrizi la atacul sfredelitorului porumbului, în diferite parcele de observații, în culturile de progres genetic, în culturile comparative de orientare și în culturile comparative de concurs. În anul 2011-2012 s-au efectuat cercetări și într-un lot de porumb cu 8 hibrizi creați la Turda, în sistem convențional. Frecvența atacului în anul 2012 a crescut în comparație cu anul 2011. Deci anul 2012 a fost un an favorabil dăunătorului, fiindcă atacul a crescut semnificativ. Frecvența atacului în anul 2011 a fost cuprinsă între 15,4%
și 50,7%, iar în anul 2012 între 65,5% și 74,4%. Observațiile s-au continuat și în sistemul cu lucrări minime nearat în anul 2012, tot la hibrizi creați la Turda, observându-se o creștere a atacului despre teritoriul porumbului, cuprinsă între 84,6% și 92,9%. Aș dori să punctez câteva concluzii. În condițiile climatice ale anilor 2010-2012, cele mai importante specii de dăunătoare culturilor de porumb, înregistrate la capcanele cu feromon sexual, atât în sistemul convențional arat, cât și în sistemul cu lucrări minime nearat, sunt Diabrotica vigifera vigifera, Osmia nubilalis și Autographa gamma. Proporția insectelor, speciilor de insecte înregistrate la capcanele cu feromon în cultura porumbului este de 87,8%, încadrate în specii EU dominante, în sistemul minim de lucrare ale solului, și de 81,2%, tot specii EU dominante, în sistemul convențional arat. Procentul de participare a celor mai importante specii în sistemul convențional este următorul. Diabrotica vigifera vigifera 21%, Osmia nubilalis 18%, Autographa gamma 11%, iar în sistemul cu lucrări minime nearat, Diabrotica vigifera vigifera 22%, Osmia nubilalis 21%, iar Autographa gamma 12%. Datorită condițiilor climatice din mai, iunie, iulie, care s-au schimbat în ultimii ani și nu se mai încadrează în tiparul ultimelor decenii, atacul de Osmia nubilalis se poate înregistra cu intensitate diferită de la un an la altul. Așa încât hibrizii de porumb notați ca toleranți sau mijlociu toleranți la atacul dăunătorului pot fi notați ca foarte slab toleranți sau sensibili în anii favorabili dăunătorului. Prevenția atacului de Osmia nubilalis în sistemul convențional arat a fost cuprinsă între 65,5% și 74,4%, iar în sistemul cu lucrări minime nearat, între 84,6% și 92,9% în anul 2012 la câțiva hibrizi de porumb din parcelele de observație. Este foarte important să se cunoască faptul că populația de Osmia nubilalis evoluează în ciclu de 4-7 ani, de aceea orice fermier sau cultivator de porumb trebuie să aibă evidența atacurilor din ultimii ani pentru fiecare parcelă. Câteva aspecte din câmp, din parcelele de observații. Câteva titluri bibliografice care au stat la baza întocmirii acestei lucrări. Și vă mulțumesc pentru atenție!